Am zis de atâtea ori că fac clipul ăsta și acum chiar trebuie să-l fac. Și anume, de ce am ieșit din toate grupurile de pe Facebook legate de parfumuri. Și o să mă explic imediat, oricum. Parfumul acesta de la Vioris, mi se pare așa niște parfumuri manifest de bun simț și de eleganță. Da, acesta este Ladylike. Bun. Și acesta este Le Plus Beau Jour de Ma Vie de Guerlain, un parfum pur și simplu așa festiv. Este genul acela de parfum de petrecere, de cel mai, într-adevăr, cel mai frumos moment al vieții tale. Le Plus Beau Jour de Ma Vie, cea mai frumoasă din viața mea. Iar, apropo, părul așa mi-l strâng eu, ca după aia să-i dau drumul și să facă buclele acelea largi, naturale, frumoase, pe care vi le-am mai arătat și prin alte clipuri, unde v-am arătat ce deșteaptă sunt eu, cum știu să mă coafez cu un simplu șiret. Și acum să revenim la subiect. De ce am ieșit din grupurile celebre de pe Facebook, unde se tranzacționează parfumuri, se schimbă parfumuri între iubitorii de parfumuri, se vând parfumuri, se face și schimb de idei acolo, unde se poate face schimb de idei fără să iasă scântei. Și da, se face și promovare, se face și critică și recenzii așa mai pe viu și mai adunate, adică sunt niște locuri care din punctul meu de vedere, la începuturi când mă simțeam și eu interesată să aflu lucruri și nu știu ce, mai ales după ce am intrat în niște grupuri de pe Facebook legate de parfumuri, dar internaționale, să zicem așa, am rămas în continuare, uite, singurul, cred că grupul de parfumuri care a rămas este cel Honey Bees and Guerlain Eau Fil. Este un grup internațional pe Facebook unde suntem, unde putem intra cei care suntem pasionați de Guerlain. Este și un mic interviu la început, dar nu e ceva science fiction. Adică oricine care are măcar 3-4 parfumuri Guerlain acasă poate să dea acolo niște răspunsuri decente ca să intre în acel grup și să aibă acces la o grămadă de informații. Și cred că mai sunt în grupul Raluca Vasile, parfumier român, unde pur și simplu sunt pentru că ea mai postează lucruri, informații, evenimente, ce mai face ea, faptul că a lansat un muzeu al parfumurilor, așa, într-un stil mai de atelier. Și cam atât. Am ieșit din toate grupurile și asta s-a întâmplat, cred că, de vreo 2 ani. Și o să vă explic imediat de ce. În primul rând, aceste grupuri au fost făcute la început exact cu un scop foarte bun, precis și optimist. Noi, cei care suntem iubitori de parfumuri, să ne știm unii de ceilalți, să putem face schimburi, să putem să vindem inclusiv decanturi. Adică, dacă ție îți place parfumul ăsta și o par, dar nu vrei să ți-l cumperi, vezi că tu întrebi acolo, băi, aș vrea și eu un decant de 5 ml și cineva poate să ți-l vândă cu o sumă modică, gen 20-30 de lei, un 5 ml de parfum, să zicem, de un parfum care nu este chiar atât de scump, ca tu să vezi cum e și să-ți faci o idee, pur și simplu, să-ți dezvolți cunoștințele despre parfumurile pe care le cunoști. Bun! Poți să faci un schimb, poți să spui, uite, eu am Chanel Allure Hermist și nu mai îmi place, mai am atat din el, vreau să fac schimb cu ceva, nu știu, tot de la Chanel, sau propuneți-mi voi ce ați avea. Și lumea comentează, uite, eu un schimb pot să-ți dau două parfumuri de la Calvin Klein, eu pot să-ți dau, uite, tot un Hermist, dar celălalt de la Chanel numero 5. Sau eu vreau să-ți dau un set de eșantioane de la, nu știu, de la Atelier de Zor, să zicem. Whatever. Bun. După aia apare cineva și spune, uite, am cumpărat parfumul ăsta, a cerut 1881 de la magazinul Xulescu SRL, nu știu ce. Nu știu, mi se pare că ambalajul nu e ok, uite, vă las câteva poze, mă poate ajuta cineva, se pricepe cineva. Apropo, doamne, și ăsta, cât este de simplu, de... ăsta este într-adevăr genul, cred că lui Coco Chanel ar fi plăcut, lui Gabriel Chanel ar fi plăcut acest parfum. Bun. Și tot așa. Da? Deci... Sau, uite, să facă cineva o listă parfumuri ieftine, dar care miros extraordinar de bine și elaborat, cum ar fi celebrul Far Away de la Avon. Apropo, dacă nu îl cunoașteți, vă invit să-l mirosiți. Este un parfum de la Avon pe care am și uitat de câți ani, mai mult de
20 de ani. Și întotdeauna mi s-a părut un parfum foarte reușit, un parfum gurmand, așa, cu o notă de zahăr, dar foarte și oriental și sexy. Se duce un pic, atinge un pic coarda lui Angel de la coarda vocală sau nu știu cum se spune, tonalitatea, doamne, îmi vin tot felul de cuvinte. Intră în zona aia olfactivă similară cu Angel de la Thierry Mugler sau Angel, nu știu cum ar trebui să spunem. Da. Bun. Adică, puteau să fie acum niște discuții foarte smart și în unele grupuri încă sunt aceste discuții smart, să spun așa. În schimb, au apărut în absolut toate grupurile în care am fost, că de-aia am ieșit la un moment dat, pur și simplu am cedat nervos, o grămadă de oameni foarte specialiști. Ei știu tot. Tot știu. Știu ei că dacă tu ți-ai cumpărat parfumul ăla de la Notino, sigur este fals. Dacă ești influencer, sigur tot ce spui, tot ce asta este greșit. Dacă vii și vorbești de un parfum clonă, cum am îndrăznit eu la un moment dat să vorbesc de parfumurile clonă, de la Lorina sau de pe parfumat.ro, clar eu am fost plătită și vin acolo să fac promovare și nu știu ce. Și cum îmi permit eu, care, că așa mi-a zis una la un moment dat, că cum îți permiți tu care te dai mare cunoscătoare de Guerlain să comunici despre parfumurile clonă? Și am zis, stai un pic, dar ce problemă are? Adică dacă eu sunt iubitoare de Guerlain, nu am voie să miros altceva? Sau, da. Așa, pe lângă asta, apar niște pseudo-specialiști, dar care se erijează la un moment dat prin forța lucrurilor și a grupurilor în niște, un fel de tartor de ăștia, care ei decid, ei împart, te scot din grup, te dau mute, nu știu ce să fac pe acolo, te mazilesc, te dau de exemplu negativ, te nu știu ce, uite, ai intrat cu tare, ai văzut, a vândut aia, sau vai, cum poți să vinzi parfumul ăla la 350 de lei când eu pot să le iau cu 345 de lei de pe makeup.ro sau de pe, nu știu pe unde, că tot felul de lucruri dintre astea. Eu am avut la un moment dat o situație super, oribil, de jenantă. Am scos la schimb Santal Royal de la Guerlain, care face din parte din colecția Les Absolus d'Orient. Și era cu cutie, era tot, doar cel cumpărase, m-am dat de câteva ori și mi-am dat seama că este mult prea puternic pentru mine, este mult prea mult, este mult prea invaziv ca miros și am zis, dom'le, nu, n-are sens, nu o să-l țin în colecție doar pentru că este Guerlain, am un decant din el, dacă mai am nevoie de vreo comparație așa, dar am zis, nu, colecția Les Absolus d'Orient nu este pentru mine de la Guerlain, cred că este doar Musc Noble care îmi place puțin. A mai apărut ceva, cred că e pis chelcușos, dar nu e, adică nu o să mă vedeți pe mine cumpărând Les Absolus d'Orient, decât poate dacă apare vreo frumoasă interpretare a trandafirului. Și atât. Bun. Și am scos acest parfum la schimb. Și am spus că aș cam prefera să fie tot ceva Guerlain. Nu am vreo preferință, aștept să vină propuneri. Au apărut oameni și cu dalea și cu dalea, unul a mai zis, uite, a zis nu. Și la un moment dat apare un nene, un domn, care, da, se foiește Max Page, care spune, bă, eu am un ansans mitic, parcă, da, așa, care este de fapt testerul, nu mai am cutie la el, nu mai am capac normal, că e tester, e puțin consumat din el și zice, îl vreau pe ăsta. Bine, discutăm în privat, am discutat cu omul în privat, i-am spus, băi, zic, totuși al tău, i-am spus și eu, mi se pare că ar fi un pic peste valoarea la ce am eu, dar omul a zis, nu, eu am nevoie de el, pentru că nu făcea decanturi, era un micro-business al lui și a zis că chiar are cerere pe Santal Royal și el l-a valorificat foarte bine, pe când acesta ansans mitic nu are succes pe el și nici lui nu-i place în mod deosebit și chiar stă degeaba la el în dulap. Om a fost cât se poate deschis, exact cum a fost și eu. Am stabilit să facem schimbul, toate bune și frumoase. Fiecare își plătea, trimitea celuilalt și cred că fiecare plătea transportul sau nu știu. Erau niște lucruri care se conveneau de comun acord, fără niciun fel de discuție, fără niciun fel de asta, de forțare. Chiar l-am întrebat pe om dacă își dorește alte eșantioane, dacă își dorește să miroase ceva. Omul mi-a spus că și el are o colecție impresionantă de parfumuri.
că nu-l interesează ceva în modul deosebit, dar dacă vreau să-i pun ceva, nici nu mai mi-aduc aminte dacă i-am pus vreo mostă sau ceva, chiar nu rețin în momentul acesta. Nici bine nu s-a înfăptuit, adică nici bine n-am anunțat că așa se întâmpla, te hotărai în comentarii cu cine urmează să fac schimbul și spuneai urmează să ne conversăm în privat. Pentru că nu discutai dacă era cazul de bani, dacă era cazul de transport, de adrese, nu le schimbai acolo în loc. Dar anunțai că schimbul gata este validat, ca lumea să nu mai vină cu propuneri. Bun. Între timp, cât noi normal le pregăteam coletele și așa mai departe, în decurs de 2-3 zile după, tipul acesta, inclusiv eu am primit un singur mesaj, dar el a primit mai multe, de la tot felul de persoane binevoitoare din grup. Unii au spus că sigur parfumul pe care l-am eu, Les Absolus de Rayon, sigur este un fake. Da. Alții au spus că este un schimb complet inechitabil, că eu sunt o nesimțită. Cum îndrăznesc eu să îi iau omului acela în sens mitic, când de fapt Les Absolus d'Orient este un căcat de parfum pe care îl pot găsi oriunde și că cum să fac schimb, că trebuie să-i mai dau ceva, să-i mai dau bani pe lângă și nu știu ce. Mie atâta doar mi-a scris cineva că sigur parfumul ăla e original pe care l-am pus la schimb și am zis nu, eu m-am dus în târg la, nu știu, la piese de schimb și așa și am găsit Absolus d'Orient acolo lângă uleiul de motor și l-am cumpărat. Nu, chiar, apropo, chiar la Santal Royal, Absolus d'Orient, nu prea n-am văzut să fie un parfum vehiculat pe piața de fake. C-o fi apărut de atunci. Între timp, însă, domnul cu care am făcut schimbul a primit efectiv o avalanșă și au fost persoane care au zis nu fă schimbul! Nu este echitabil, asta dă o porcărie de parfum și nu știu ce, la care tipul la un moment dat a reacționat, dom'le, dacă eu vreau să-i dau parfumul femeii, eu am nevoie de parfumul ăla, eu îl vreau, am cerere de decanturi din el și eu nu mai am, că omul avea deja, dar ei se cam termina, se mai avea foarte puțin și mi-a zis, dom'le, eu fac din asta, am cerere de decanturi și vreau chiar de parfumul ăsta am nevoie, plus că și mie îmi place. Iar pe celălalt nu mă coafează, adică de ce să-l țin eu și așa mai departe. La un moment dat, tipul mi-a scris așa, zice, ai primit și tu, că uite, zice, am primit și eu. Zic, băi, atâta, dar am primit o chestie, că sigur e fake, ce dau și nu știu ce. El și mi-a arătat, omul mi-a făcut prin screen la ce mesaje a primit, fără să-mi arate expeditorii și chiar mi-a zis, băi, zice, dacă cumva o să primești și tu avalanșa asta, să te previn că sunt oameni așa. Și am rămas efectiv flocată. După aia am avut așa ca o strângere de inimă și am zis, nu mai merg aminte cum îl chema, și am zis, dacă cumva totuși ai vreo reține și asta, nu mai facem schimbul. Doamne, zice, nici nu-ți pune problema, zic, doar ce, zice, el am vrut să te previn și zice, nu e prima dată când pățesc asta, de câte ori fac schimb. Omul, ce se întâmplă? Mă avea multe parfumuri de nișă, testere, diverse chestii, pentru că era avea un oarecare business pe tema asta și era mereu atacat că nu face schimburi echitabile, că nu știu ce, că tot felul de bălării de genul ăsta. A fost atât de neplăcut și el mi-a zis, băi, zice, da, acum chiar, zice, lumea a fost foarte agresivă, zice, și după aia, zice, acum înțeleg, zice, că tu ai și canal de YouTube și nu știu ce, zic, da, zice, da, probabil că din cauza asta, că nu te are multă lume la vorba aceea, nu te are la ficat, știi? Și eu, ca atare, schimbul s-a făcut, am și acum parfumul, l-am mai avut după aia niște conversații cu tipul ăsta, la un moment dat, na, l-am mai avut ce să mai discutăm și a terminat. Dar a fost genibil, ca să spun așa. După asta mi s-a mai întâmplat, am scos un parfum la vânzare, nu mai mi-aduc aminte ce parfum, chiar nu mi-aduc aminte. Și mi-a venit cineva cu o propunere ca în schimb, deși am precizat de la început că nu vreau schimburi, vreau doar bani. Aveam nevoie de bani și că vreau să-mi cumpăr alte parfumuri și așa mai departe. Și mi-a venit cineva cu o cohortă de asta de parfumuri care am înțeles că erau foarte susținute de alte voci importante în aceste grupuri, un Wish de la Chopard, un, ce mai era pe acolo, Cashmere de la Chopard, parcă... în fine, niște parfumuri de astea care nu sunt atât de scumpe, dar care sunt reușite și care sunt foarte căutate de cei care încep să-și facă colecții de parfum. Bun, de parfumuri.
Și persoana respectivă îmi scrie, uite, îți ofer în schimbul la parfumul respectiv, îți ofer 4 și mi-arată ăsta. I-am zis, mulțumesc, dar nu mă interesează, eu am spus de la început, vreau doar să-l vând, vreau doar bani. Eventual putem negocia la preț, dacă e, dar nu, zic, nu mă duc, nu vreau alte parfumuri în schimb, am suficiente să-mi pun și în cap. Și mi-a scris în privat că sunt o înfumurată, că sunt o nesimțită, că ea a fost drăguță când dă niște parfumuri care sunt foarte lăudate de nu știu ce youtuberiță pe care ar trebui să o apreciez mai mult. Și așa, stai puțin, zic, ce are aia cu cealaltă? Zic, eu nu vreau acele parfumuri, le știu, pe unele le-am și avut, nu mi le doresc, pur și simplu. Că habar n-am, că dacă eram deșteaptă, luam parfumurile alea și făceam un clip despre ele și intram și eu în rândul lumii. Băi, deci mi-a dat-o? I-am dat bloc acelei persoane, că deja mi se părea că e deplasată. Și ăla a fost și momentul în care știu că am ieșit din acel grup, pentru că efectiv nu se putea discuta. Adică la un moment dat, nu știu, parcă se formați o chestie contra mea. Am înțeles că oarecum pornită și de altcineva din YouTube, nu știu, nu vreau să fac divagații mai multe, dar prea mult mi se bătea monedă că ia lecții de la Cutăreasca. Whatever. Bun. După aia, pe un alt grup, tot așa am mai scos niște parfumuri la vânzare și am spus că sunt dispusă să fac schimb. Mă interesează doar mărcile XYZ și nu mai știu ce mărci am prezentat atunci. Și mi-a intrat la fel cineva care mi-a comentat că ce mă dau atâta rotundă și nu știu ce, că atunci am făcut eu, eram perioada când am făcut primul clip despre Lorina. Că o să-mi fie rușine, că am prezentat fake-urile astea de la Lorina și că mizeriile alea și că dacă vin cu asemenea propuneri, ce mă trezesc eu deșteaptă că vreau să fac vânzări de parfumuri și ce și caut brand când eu de fapt vin cu mizeriile astea de la Lorina între ghilimele. Ce am observat atunci este că după ce am prezentat eu clipul, primul meu clip, când am primit primele parfumuri în viața mea de la Lorina, prima colaborare pe care am avut-o cu Lorina.ro înainte de a, ca ei să-și creeze și magazinul parfumat.ro, pentru care, apropo, sunt PR, nu am ce să ascund, am fost totdeauna transparentă cu colaborările mele. Am intrat în colaborarea asta ceva mai târziu, după ce m-am lămurit că este o afacere pe care aș vrea să o reprezint din punct de vedere al comunicării. Asta este tot, nimic mai mult. Dar atunci, când a fost cu Lorina, am observat un mare val de hate, venind de la tot felul de susținut și de oarecum de niște alți influenceri care au spus din start, nu, astea sunt niște mizerii. Ce n-a înțeles lumea de la început? Eu prezentam niște parfumuri clonă și am explicat foarte clar care este diferența între parfum clonă, parfum fake și parfum de brand. Parfum fake ar fi dacă pe acesta ar vrea să te mintă că este de la Tom Ford și sticla ar imita ăla de Tom Ford și nu ce, dar nu este. El spune Gloria Parfum numărul 052, Los Cherry Extrait de Parfum, deci asta este clonă, da? Apropo, miroase extraordinar de bine. Da? Deci nu vrea să te feicuiască, nu vrea să te păcălească. Eu asta sunt. Eu sunt Gloria Parfum. Îți ofer o alternativă mai ieftină la acel miros. O alternativă. Ceva similar, inspirat. Evident, nu sunt 100%. Așa? Sunt o variantă economy. Da? Adică nu costă parfumul 10 milioane. Nu ai 10 milioane să dai pe un parfum, dar poate ai 100 de lei să încerci ceva care să miroase în regulă. Plus că de pe Lorina.ro și de pe Parfumat.ro ai posibilitatea să-ți cumperi mostre. Așa. Și asta mi-a explicat și în primul clip. Și am și spus, așteptarea pe care eu o am de la o clonă este așteptarea pe care o am de la o clonă. Vreau ca nucleul, esența, să fie cu mare apropiere de parfumul din care este inspirat. În rest, este clar că vor exista variații de note, variații de persistență, variații de proiecție, variații de îmbinare a notelor,
variații de forța a notelor. Uite, mie, de exemplu, clona aceasta la Lost Cherry, mi se pare că are nota de gurman, nota de dulce, de caramel, de ce o fi acolo, este mai puternică decât nota de cireaș în sine, precum este în originalul Lost Cherry. Este făcut un Lost Cherry mai oriental, dacă vreți, da? Bun. Și asta am spus de la început. Nu e la mintea cocoșului să ai pretenția ca un parfum clonă să fie 100% one-to-one cu parfumul original. Nu are cum. A, că se întâmplă uneori ca asemănările să fie ho-ho, aia e altceva. Este ca și cum eu v-aș spune acum că mi-am luat perlele astea de pe AliExpress, că așa sunt, astea sunt de pe AliExpress, au costat 15 lei. Și o să vă mănânc acum gogoși din pădure să vă spun că sunt de la Chopard, știi? Nu sunt! Am dat 15 lei pe ele, dar și pe ele nu scria Chopard, scria perla ciuciumuticu, ce scria acolo. Bun, pentru că nu am bani să-mi cumpăr și nici n-aș da, vă spun sincer. Și dacă aș avea în momentul ăsta, dacă aș câștiga la loto acum 1 milion de euro, n-aș da banii pe bijuterii, am alte priorități. Bun. Ce am observat atunci, după ce am postat clipul despre Lorina, am avut și mici așa ciupituri și din partea altor influencer, dar așa mai pe lateral, așa, știi, mai cotit. Adică, hai că Lorina nu-i chiar ce trebuie, tot felul de chestii între astea. Mă, normal, sunt clone. Ce pretenție să ai de la un parfum, mai ales astea de la Lorina, costă undeva sub 100 de lei. E un parfum economy, este o variantă economică, este o variantă accesibilă pentru parfumuri care sunt extrem de inaccesibile din punct de vedere al prețului, dar foarte iubite de către marele public. E o altceva. Nu vrei să... Este ca și cum... lumea care se dă bogată, care nu vrea să fie văzută la Lidl, că e de prost gust să fie văzut că cumpăr de la Lidl, nu, eu cumpăr doar de la Mega Image. E același lucru. Da? Adică pătrunjelul e la fel, brânza e la fel, lapte la fel. Da, bun. În fine, că vrei tu așa. Deci este o chestie de alegere, nu ți-a cerut nimeni, nu poți să ai pretenția de la un parfum clonă să fie, să-ți aducă toate beneficiile originalului. Ia-ți originalul, dă 1200 de lei pe Lost Cherry și asta e dacă tu vrei ăla de la Tom Ford. N-a zis nimeni. Ei, și atunci am avut un val, inclusiv mi s-a spus că comunic niște parfumuri care sunt non-etice. Tot felul de bășini dintre astea în condițiile în care și Lorina și Gloria Parfum folosesc esențe de la Jean Miel din Franța. Și sunt parfumuri care respectă normele IFRA. Ce o fi neetic aici, nu știu. Și cu ocazia asta, știi, am mai spus așa unora și altora. Vedeți că și în piața de mainstream avem o grămadă de parfumuri care se inspiră unele din altele. La Vie Belle, care este o inspirație mai dulce-găroasă din Victor & Rolf, Flower Bomb, da? Și multe altele, deci avem o grămadă, o grămadă, o grămadă, deci nu... Escalele lui Dior, care sunt niște reinterpretări ale apelor de colonie, în general, da? Ce să facem acum? Sunt un fel de... au vrut și ei o aqua alegoria a lor. Ce să facem acum? Că alea sunt, pe românește, escalele lui Dior, n-au nimic... Intră tot în seria aceea de parfumuri citrate, foarte citrice, foarte fresh, care se poartă ca bază, care sunt un fel de ape de colonie, nu sunt parfumuri, da? Adică nu compare Poison, otrăvurile lui Dior cu escalele, sunt din alt registru. Bun. Și multe, 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 multe altele. Plus că erau foarte multe discuții în contradictorii, mi-aduc aminte... La un moment dat a fost un atac foarte urât asupra lui Flavius de la Niche Scent. Ce au avut cu el, n-am înțeles niciodată. Că a intrat acolo să se promoveze. Păi, poate fac, omul are un business în România și a intrat. Că a spus și el, bă, am și eu parfumurile astea, dacă vă interesează, pa! Și până la urmă, aceste grupuri erau și pentru asemenea chestii. Nu a venit nimeni să facă... Da, dacă era cineva care posta în fiecare zi... ia parfumul meu cu 10% reducere, 3 parfumuri la 50 de lei și nu știu ce. Tot, da, dacă era cineva care era iritant și repetitiv și nu știu ce, da, normal că îl scoteai din grup pentru că făcea spam. Dar pentru un om care pur și simplu a intrat și care ne și dădea o grămadă de informații, asta era altceva.
Flaviu știu că atunci a pus și informații de la Essence, de la Târgul de Parfumuri, am mai povestit despre parfumieri. Venea cu grămadă de feedback care erau, nu, a fost și eu scos din grup că era asta. Și nu numai, am văzut mulți oameni, mulți oameni care au fost efectiv măturați din grupuri pentru că nu cântau la mandolină cum doreau adminii sau cum doreau persoanele așa. Plus că mai apăruseră, se polarizaseră așa grupurile de fani în jurul unor influenceri mai tari pe zona asta de parfumuri. Și era un moment dat armata asta de masculi alfa oprimați care se învârt în jurul youtuberului Gavo și care te tăiau, care ți-o dădeau în comentarii imediat cum tu veneai cu parfumul de mainstream, zice, oh, dacă nu e nișă. În condițiile în care, mă scuzați, dar nu este nișă ceea ce am văzut că și tipul ăsta arată pe canalul lui de YouTube. Și deocamdată încă nu știe cum se spune Serge Lutens, încă nu știe multe lucruri, nu, îmi pare rău. Și este o diferență între parfumurile luxury și parfumurile de nișă. Să înveți întâi diferența asta că face YouTube de atâta vreme despre parfumerie, da? Și după aia vorbim. Ei nu, și erau acești băiețași care veneau ei călare pe tine și spuneau, în plus că am avut pe cineva care mi-a spus că de ce nu porci parfumuri bărbătești. Și am zis, nu, îmi plac. Îmi place să le simt pe altcineva, pe gen masculin, dar eu consider că parfumurile care chiar sunt marketate bărbătești nu mi se potrivesc. Nu mă simt ok, am încercat, dar nu merge. Sunt foarte puține parfumuri masculine, cred că Abi Rouge de la Guerlain îmi place. Varianta low, parcă. Și Heritage. Dar rest nu, și nu pot să le port oricând. Și a venit o cucoană și m-a făcut muci. Și mi-a spus că habar n-am eu, că să-mi educ nasul. Și am zis, doamne, ce să-mi educ nasul? Mie îmi place sau nu-mi place? Nu, dacă nu-mi place să mă dau, că mi-a exemplificat ea nu știu ce parfum masculin, care vai de... Dior Homme, faimosul Dior Homme. Că ăla miroase extraordinar de bine și că sunt o proastă că nu mă dau cu el. Și am zis, nu, îmi place. Am decant din el. Am decant, dar nu este un parfum cu care eu să mă dau. Nu mă reprezintă. Și multe alte discuții. Și ca atare am hotărât să ies din aceste grupuri. Am rămas doar pe grupurile de care v-am zis, grupul Gherlanofinilor și grupul Ralucăi Vasile, care este parfumieră în România. Și ea a fost scoasă de pe grupuri, deci pe mine asta m-a amuzat teribil. Adică, bă, scoți și parfumieri. Parfumieri cu acte, știi? Îi scos din grup, că nu sunt relevanță, își fac promovare. Așa, și cu asta am încheiat și chiar nu mai îmi doresc. Ați fost mulți dintre voi care mi-ați mai scris, Ana, mai intră prin grupuri, că mai sunt vintage-uri, mulțumesc celor care îmi trimit, mă anunță, vezi că a apărut parfumul nu știu care se vinde în grup cu tare, dacă vrei să te ajutăm, să nu știu ce, sunteți foarte amabil. Dar nu mai vreau să intru în aceste grupuri care efectiv mi-au mâncat zilele. Pentru că eu chiar, nu știu, eram implicat în chestia asta. Pe mine e un subiect, parfumurile sunt un subiect care mă interesează și am demonstrat-o, nu mai cred că trebuie să spun, așa, și ajung să, plus, și ajung să avem discuții despre că e original, că nu e original, dar din ce batch este. Deci am avut la un moment dat o discuție cu o tipă, tot așa voiam să vând un parfum, care este numărul de batch. Ok, am luat parfumul, l-am pus cu curul în sus, l-am pozat ca să-i dau femeii numărul de batch să poată să doarmă liniștită. Așa început o comentarii, că știe ea, că a fost reformulat. Băi, deci, și apropo de asta. Asta, subiectul cu reformularea parfumurilor, mă calcă pe nervi. Normal că se reformulează parfumurile, normal că se actualizează. Vai că parfumurile cu tare nu mai miroase ca acum nu știu când, da? Pentru că piața s-a schimbat, lumea s-a schimbat. Da? Companiile care produc parfumuri sunt companii comerciale, ele trebuie să facă profit. Fac niște studii pe trenduri, pe forecasturi și decid. Nu mai merge Miss Dior cu mirosul din 2017, trebuie să-l actualizăm. Pentru că acum clientul de Dior vrea asta, clientul de Dior nu mai este clientul de așa, adică
greutatea principală nu vine de acolo, ci vine de acolo, da? Punct. Și văd atâtea discuții și atâtea păreri și atâtea bășini pe tema asta. Deci pur și simplu ai senzația că sunt numai toate specialiste. Deci toți și toate sunt specialiști în parfumerie și în beciuri. De-aia am avut atunci o discuție atât de sterilă și de inutilă pe tema beciurilor. Dar de ce este beciul cu tare? Dar eu am studiat pentru că beciul cu tare este din anul cu tare, când a fost nu știu ce și nu știu cum și așa. Am zis, ok, îl vrei sau nu îl vrei? A, dar stai să-ți mai dau niște informații. Dar nu mă interesează. Te-a întrebat cineva, nu mă interesează. Mie îmi place parfumul, vrei să-l cumperi, nu vrei să-l cumperi, la revedere. Eu l-am aici pe grup, că și atunci știu că am retras, pentru că efectiv mă asasinau discuțiile despre beciuri și anul de formulare și cum se denaturează parfumul și unde l-am ținut. Da, l-am ținut în bucătărie lângă aragaz, lângă sticla de ulei. Fix acolo l-am ținut. Păi nu, de-aia sunt pasionată de parfumuri de la 7 ani, că n-am învățat nimic până acum. Da, și tot felul de chestii dintre astea, adică mă exasperau. Bun. Încheiem această discuție, cu care sper să vă transmit că nu doresc niciodată nicio discuție cu nimeni despre beciuri, reformulare, discontinuizare. Nu mă interesează aceste lucruri. Adică nu mă interesează să le discut așa. Am nevoie de informații, știu unde să mă duc, să mi le iau și să mă documentez dacă mă interesează. Mă dau cu un parfum dacă îmi place cum miroase, indiferent că costă 70 de lei, 50 de lei sau 1000 de lei, da? Nu mă interesează. Dacă mie îmi place să mă dau cu Avon, mă dau cu Avon. Dacă vreau să mă dau cu Viorist, mă dau cu Viorist. Dacă azi vreau să mă dau cu acest parfum de lux de la Guerlain, că nu este nișă, dar mă dau cu el. Dacă vreau să mă dau azi cu clonă, mă dau cu clonă, mă dau cu ce mă simt eu bine, pe ce am dat eu bani, pe ce am muncit, pe ce e treaba mea, da? Și n-am nevoie de acești specialiști de grupuri de parfumiști care efectiv... Da, chiar spuneți-mi, dacă voi sunteți prin grupurile acestea de pasionați de parfumuri, unde se tranzacționează și se fac tot felul de chestii despre parfumuri, să-mi povestiți despre aceste lucruri, poate ne mai amuzăm pe aici, că știți voi, din amuzament mai scoatem și chestii utile și plăcute și mai departe. Dacă vă place ce ați văzut pe canalul meu de YouTube, dați-mi un subscribe. Dacă vă place și mai mult, puteți să mă susțineți pe Patreon sau să vă abonați aici cu opțiunea Join. Și, ca de obicei, toate comentariile voastre, toate reacțiile voastre sunt foarte binevenite, atât timp cât păstrează regulile bunului simț.